A, nu cred că m-au. Domnule academician, ați avut șansa să fiți alături de Madame Studi, o să mai primiți un cadou muzical super din partea doamnei Barovska. Oricum, de ziua dumneavoastră v-au cântat niște versuri, o altă persoană care s-a născut în aceea zi și a cântat singur. Vreau să vă fac o scurtă precizare înainte de a începe, de a citi un mesaj. Și anume faptul că această emisiune academicienii realizată de Televiziunea Română s-a născut la inițiativa lumii academician Otimanu și, după păcate, a și murit după ce acesta a părăsit funcția de secretar general al Academiei. Dumnealui a venit cu ideea ca, în sfârșit, să facă sfinx și să vorbească. Ceea ce, într-adevăr, a fost o stare de emoție provocată tuturor telespectatorilor și au fost mulți, pentru că despre academicieni care sunteți aici, sunteți onorabili, sunteți formidabili, dar se știa de puțin despre dumneavoastră, despre faptul că, pe lângă faptul că comunicați, că vorbiți, că vă certați, poate uneori în familie sau pe unde apucați, dumneavoastră sunteți trăiți în seara de excelență și pentru asta vă mulțumim tuturor. Și, în al doilea rând, aș mai dori să mai fac o scurtă precizare și să-i mulțumesc, domnule academician, că în cele două întâlniri pe care le-a avut cu Ioan Cărmăzean, un alt bănățean, au stat ca doi bănățeni la Givan, cum se zice. Și au făcut în acest fel un mare bine Banatului și spiritului bănățean care au ajuns să fie cunoscute și apreciate în țară. Atunci când mi-a spus prietenul Ioan Cărmăzean că urmează să fie difuzat un fragment din această emisiune, acest interviu, Nalim mi-a spus, a, vin la Timișoara, o să fac cu mare plăcere. După care s-a uitat în calendar și a zis, nu, îmi pare rău, din păcate sunt în ciclu în acele momente. Așa încât Nalim mi-a spus, notează câteva gânduri. Și acum vi le voi citi exact așa cum mi le-a dictat dumnealui. E o sărbătoare mare pentru dumneata, domnule academician Otiman, vârsta asta, să vine 75 de ani. Mă bucur să-ți fiu alături după ce am lucrat în mai multe rânduri împreună și m-am simțit foarte apropiat de dumneata și de felul dumitare de a fi, de felul dumitare de a gândi cumva bănățenește, gândind, găsind multe locuri comune. La mulți ani, domnule Otiman, să dea Dumnezeu să te bucuri de anii care o să vină, de liniște, de pace, după viață întreagă de muncă și de zbucium și de alergătură și de avioane și să fii mulțumit de tot ceea ce ai realizat în viață, să te bucuri de poate și să te bucuri ca de lumina ochilor. Dumnezeu să-ți dea după sufletul dumitare. București, 28 mai 2017, Ioan Cărmăzean. La aceste frumoase cuvinte ce-ar putea adăuga decât la mulți ani sănătate întregii familii și cel mai tânăr telespectator pe care l-am avut alături de noi și să vă continuați vocația de constructor, pentru că, într-adevăr, o merităm din plin. Născută la Lugoj, de la 6 ani cânta la pian, la mandolină, după care, deci de la 6 ani a învățat muzica. Și a urmat liceul de Sibiu, liceul colilat de Ligean Lugoj. A venit la Facultatea de Științe Economice și de Bătărie din asta de litere. Mulți candidați a reușit de cei care au dat primul sfert și a dedicat studiilor economice. Dar iubirea pentru muzică n-a încetat și avem acest noroc toți ceilalți care n-a încetat. Și a colaborat cu Filarmonica Banatul, cu corul Filarmonicii Banatul, cu maestrul Diodor Nicoară. Deci, o activitate paralelă, să spunem, cu studiile economice și devine absolvent al Facultății de Muzică din Timișoara în 1996. Masteratul la București, Națională de Muzică, operă și debutează la opera din Timișoara, rolul Carmen. Obține și diploma de economist în 2007.
facultate, face doctoratul în muzică, unde aceste două specializări cumva se întâlnesc, este foarte interesant, cred că este unic în artist, și vine momentul când ajunge la Viena, la Staatsoper Viena, la, cred că foarte mulți spun, filmul Teatrul Liric din lume, și devine solistă. Sigur, și aici cred că putem desemni, un secret, că Ioan Colender a avut un rol, a descoperit-o, Mișara, și ne bucurăm cu toții că a făcut asta. A avut o carieră extrem de frumoasă, strălucită, peste 400 de apariții în roluri pe care le-a semnat Staatsoper din Viena. Sigur, ar putea să aduc foarte multe exemple, am studiat CV-ul, aș menționa poate o distinție, decorația primită de președinte România, ordinul meritul cultural cavaler al artelor în 2004. Dar decât să vorbesc eu, mai bine să fim încântați de artistă, acompaniată de Alexandru Grețescu la chitară clasică. Mă rog.